Nu mai știam de mine, nu mai trebuia, adică aveam senzația, Doamne, mai bine ia-mă și termin. Da, păi nu, asta spune și acasă. Vreau să mor, vreau să mor, vreau să mor. Asta, nu mai vreau să mai, nu mai am nicio plăcere de la viață. După perioada spitalului și asta, m-am dus cu totul alta acasă. Nu mai, dar vedeam casa cu alți ochi. Altfel mi se înfățișa tot ce este. Ceea ce înainte nu m-a interesat absolut nimic. Am uitat de dorința, vreau să mor, vreau să mor, atât zicea. Asta era dorința mea, să nu vreau să mai trăiesc, n-are rost, gata. Deci ca stare psihică este schimbată total în bine. Mă simțeam într-o familie. Da, așa a fost chiar foarte bine, chiar nesperat, adică, da, sincer să fiu, am încercat o chestie așa. Eu luam și pe taică-miu în vârstă și am zis, până măcar 2 săptămâni să stea un pic, să se odihnească fiecare pe partea lui, dar, sincer să fiu, nu m-am așteptat la evoluția asta. Mi s-a spus de la început că boala asta e, deci nu există lecuire, dar măcar să pune pe picioare, nu mai suporta să... Acum gătește singură, face mâncare acasă, se duce la cumpărături. Eu mă duceam pe ajutorul medicilor și personalului și tratamentului. Și tratamentul. Tratamentul. A fost și fizioterapie. Și fizioterapie, da. Socializare.